Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Aleș și astăzi vin cu un nou videotutorial, un videotutorial de vacanță făcut la cererea abonaților. Am fost întrebat de mai multe ori ce se întâmplă cu Windows 7 pentru că cei de la Microsoft au anunțat retragerea suportului în ceea ce privește update-urile și mai ales securitatea acestui sistem de operare și foarte mult s-au speriat și m-au întrebat dacă mai pot folosi acest sistem de operare după 2020. Ei bine, dacă sistemul de operare nu a avut bug-uri și se știe că nu a avut, puteți folosi un antivirus și la fel cum mulți dintre noi încă mai folosesc XP-ul pentru că nu avem foarte bune sisteme și nu pot face față consumului de Windows 7 sau consumului Windows 10 pentru că și în ultima versiune a Windows-ului 10 consumul este extraordinar de mare. A făcut un alt YouTuber un videoclip cum că Windows 10 1903 ar fi cel mai bun Windows de gaming. Ei bine, nu este așa. Eu am făcut teste în toate versiunile de Windows și în toate variantele și cel mai bun sistem de operare de gaming rămâne tot Windows 7 și pentru a afla acest lucru și pentru a vă convinge și dumneavoastră vă invit să tastați Windows 7 versus Windows 10 gaming și o să vedeți raportul de performanță în jocuri între Windows 7 și Windows 10. Asta am făcut ca și o paranteză pentru faptul că am fost întrebat dacă într-adevăr ultima versiune de Windows 1903 este cea mai bună versiune de Windows în gaming. Părerea mea este că această afirmație este falsă și aici aveți mai multe teste care vă demonstrează acest lucru, dar referitor la faptul că putem folosi încă Windows 7 și după 2020, v-am spus în momentul în care dumneavoastră aveți suspiciuni cu privire la anumite vulnerabilități pe care le are sistemul de operare, puteți instala un antivirus pentru că acela își va face update-ul în mod automat și vă poate apăra de anumite atacuri de care nu se vor mai ocupa cei de la Microsoft, dar asta în cazul în care acele atacuri vor fi superficiale. Ei bine, cei de la Microsoft au anunțat retragerea suportului și în 2017, dar în momentul în care au apărut anumite versiuni ale virusului WannaCry, cei de la Microsoft au intervenit și au făcut update-urile necesare, update-uri de securitate. Cred că același lucru se va întâmpla și după 2020, având în vedere că încă raportul celor care folosesc acest sistem de operare este destul de mare și această retragere a suportului se datorează și faptului că Windows 7 este un Windows destul de reușit și atunci pentru a promova noile versiuni ale Windows-ului 10, care din păcate pentru unii sunt niște eșecuri, se retrage acest suport. Deci în momentul în care tu investești un anumit timp și o anumită cantitate de bani într-un produs care nu are foarte mare căutare, cum ar fi Windows 10, trebuie să renunți la vechea versiune pentru a putea promova versiunea pe care la care ai lucrat și în care ai investit. Așa se întâmplă și cu Windows 10. Windows 10 este încă un sistem de operare care consumă foarte multe resurse față de Windows 7. De aceea vă spun că indiferent de ce versiune de Windows folosiți, dacă este Windows 7 sau Windows 10, o puteți folosi și după 2020 în cazul în care folosiți Windows 7, bineînțeles. Asta și dacă instalați un antivirus pentru a putea să nu aveți probleme în cazul în care apar diferite vulnerabilități. Așa cum v-am spus, Microsoft va interveni în cazul în care sunt anumite probleme majore. Cam acesta este videotutorialul pe care am vrut să-l fac pentru că am primit foarte multe întrebări și nu vreau să repet ceea ce spun. Am fost întrebat dacă se mai poate folosi Windows 7 și dacă într-adevăr Windows 10 1903 este cel mai bun Windows de gaming. Vedeți și dumneavoastră aici, v-am spus să tastați Windows 7 versus Windows 10 gaming și sunt foarte mulți cei care au făcut teste. Am făcut și eu teste, însă nu am făcut un video tutorial cu rezultatele și după părerea mea și a multora, Windows 7 rămâne cel mai bun sistem de gaming. Aveți și dumneavoastră exemple de gameri, cum ar fi Palaș, cum ar fi Neveu, cei care folosesc Windows 7 și au avut rezultate mai bune pe sistemele lor, chiar dacă sistemele lor sunt niște sisteme performante. Cam atât cu acest videotutorial, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la un nou videotutorial care nu știu când va veni.